Satele din comuna Ponoarele vor beneficia de aducțiune cu apă. În acest moment se desfășoară lucrări în satele Ludu, Reiculești, Brânzeni, Gărdăneasa și Delureni. În aceste localități, fântânile sunt puține, iar oamenii suferă de lipsă de apă. Localnicii din comuna Ponoarele vor beneficia în sfârșit de aducțiune cu apă potabilă. Lucrările se apropie de final în 5 sate. Din ce sat suntem? Bună ziua, satul Gărdăneasa. A venit conducta de apă noastră? Da, a venit. A venit și trebuie să vină și apă. Vă gândeați vreodată că o să aveți apă la robinet? Nu, nu ne gândeam. Au băgat conductă de apă aici? Da. Au băgat de apă, nu. Când au băgat conducta de apă? Păi, au cred că 2 luni de când a băgat-o. Vara, cum stați cu apă aici? Rău. Foarte rău. Aducem cu cisternele. Norocul că ne acordă primarul, ne dă cisternele și aducem apă cu ele. Sperați că în vara asta să nu mai apelați la cisterne. Așa sperăm. Acest proiect de aducțiune cu apă a fost implementat de primăria comunei Ponoarele în urmă cu 3 ani. Lungimea traseului este de 49 de kilometri, deci nu este un proiect ușor de finalizat, dar deja au început recepția anumitor tronsoane și se fac recepții pe tronsoane. În satul Ceptureni s-a făcut verificarea presiunii la această rețea și deja cetățenii se pot racorda. Autoritățile spun că în aproximativ un an lucrările la aducțiunea cu apă în cele 5 sate se vor încheia.